Chiar dacă nu are neapărat valoarea unei probe în instanță la noi, ați luat în calcul să îi testați cu poligraful, să vedeți dacă spune adevărul? Da, avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens, urmează să fie testat. Conducerea în teren cu inculpatul se va relua, se va reface de îndată ce va putea fi posibilă, adică după transferul inculpatului înapoi în centrul de arest preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, și vom încerca să restabilim cât mai mult posibil condițiile în care s-a desfășurat acea deplasare, să-l ajutăm să-și amintească așa cum a procedat, dacă este sincer și chiar este cooperant și vrea să ajute ancheta.